Corintul era și este situat pe istmul Corint, având la vest golful Lecheum, iar la est Marea Egee, astfel încât avea două porturi de intrare. Apostolul Pavel fie a luat o navă de la portul Pireus din Atena până la portul de est dinspre Marea Egee, fie a făcut călătoria pe uscat, canalul Corint nefiind încă construit la vremea respectivă. De la Atena, Apostolul Pavel vine la Corint. Pe vremea respectivă era unul dintre cele mai importante centre comerciale. Era un oraș înfloritor, luxul era la el acasă și de asemenea și viciul. De aceea Apostolul Pavel, în epistole către corinteni, adresează aceste probleme în mod special. În muzeu puteți să găsiți mai multe lucruri despre istoria Corintului antic, precum și artefacte din secolul 7 înainte de Hristos. Corintul era colonie romană, la fel ca și Filipii de altfel. De regulă, evreii erau în Corint pentru comerț, iar romanii veneau în Corint pentru acțiuni oficiale, guvernare sau alte manifestări ale autorității romane. Oraș cu o dezvoltare explozivă, Corintul era cunoscut pentru lux, pentru promiscuitate, pentru parade și sport. La 14 km sud, aflându-se terenurile pe care se desfășurau de altfel jocurile olimpice. Din punct de vedere moral, corintenii erau considerați chiar mai căzuți decât în standardele romane. Pe scenele romane, de obicei, corintenii erau reprezentați ca beții. De îndată ce Apostolul Pavel ajunge în Corint, îl vedem luând legătura cu Aquila și Priscila. Un element foarte interesant, nu ni se vorbește despre faptul că Aquila și Priscila ar fi trebuit să afle Evanghelia, nu ni se relatează faptul că au fost botezați de Pavel sau de altcineva, prin urmare putem concluziona că Aquila și Priscila erau deja creștini când Apostolul Pavel a venit în Corint. Aquila și Priscila au venit în urma expulzării din Roma de către Claudius. O concluzie rezonabilă istoric este că erau din aristocrația Romei. Cel mai probabil Priscila era din clanul Priscilor, care a dat o serie întreagă de pretori în Roma, fiind conectată la înalta aristocrație. De altfel, Pavel o menționează pe ea prima în mai multe referiri. O vedem pe Priscila participând la misiunea lui Apollo, ceea ce înseamnă că avea atât o educație consistentă, cât și o cunoaștere destul de profundă a Evangheliei. Ar fi rezonabil ca această expulzare să fi fost pe baza faptului că creștinii care au participat la cinzecime s-au dus în Roma și acolo numele lui Hristos a creat tulburare și în felul acesta, pentru a menține liniștea publică, Claudiu a expulzat toți evreii din Roma. Din relatările lui Luca știm că Pavel a lucrat aceeași meserie cu Aquila și Priscila, respectiv facerea de porturi. Era de altfel rezonabil să se întâmple asta, întrucât în sinagogă, de obicei, oamenii se așezau în funcție de bresle, în funcție de meșteșugurile pe care le aveau și în felul acesta își găseau și mai ușor cazare în locul respectiv dacă era o întrecere, dar era și mai ușor să-și găsească de lucru. De altfel, era perfect normal ca un evreu de orice clasă ar fi să știe o meserie, o meserie pe care să o facă cu mâna. Era un proverb care spunea: cine nu îl învață pe fiul său o meserie, îl învață să fie hoț, și toți evreii învățau o meserie. De altfel, Marele Hilel era tâmplar. Așadar, faptul că Pavel se pricepea la facerea corturilor nu este de mirare, nu este de mirare că știa acest meșteșug.
Cel mai probabil Pavel avea să plece din Corint, la fel cum a plecat din Atena, din Berea, din Tesalonic, ca urmare a înverșunării celor care se opuneau răspândirii Evangheliei în teritoriul Macedoniei și nu numai. Însă, de data aceasta, a dat peste un alt administrator roman, Galio, care se pare că era frate cu Seneca. Lucrurile s-au întâmplat diferit față de celelalte orașe. Galio, sau după cum apare în Noul Testament traducerea în limba română Galion, a oprit imediat acuzațiile, spunând că el nu se ocupă de probleme religioase și dacă ar fi fost vorba despre ceva administrativ, s-ar fi implicat, altfel nu. Este foarte posibil ca el să fie aflat despre problemele pe care iudeii le-au creat în Roma și despre faptul că au fost expulzați de acolo și a vrut să pareze, practic, acuzațiile pentru a păstra așa-numita Pax Romana, respectiv pentru a nu avea probleme în teritoriu. Unii comentatori spun că aceasta ar fi reacția omului care aude Evanghelia, dar alege să pareze mesajul ei. Eu personal consider că a fost o atitudine înțeleaptă, administrativă, a unui om trimis să guverneze, spre deosebire de ceilalți guvernatori, în mod special din Filipii. În acest caz, consider că, din punct de vedere administrativ, a luat decizia corectă. Ei bine, lucrul acesta i-a permis lui Pavel să rămână un an și jumătate în Corint și Evanghelia să se răspândească. Iar aici s-a dezvoltat una dintre cele mai interesante biserici către care Apostolul Pavel a scris două epistole, 1 și 2 Corinteni. În 1 Corinteni, capitolul 13, avem de altfel cea mai frumoasă și cea mai cuprinzătoare definiție a dragostei. Citiți-l și veți vedea!